Angajații primăriei Timișoara au ridicat în două zile 30 de tone de deșeuri de pe terenul municipiului de 2000 de metri pătrați din Blașcovici, recuperat cu dispozite de demolare. E un prim bilanț după ce au fost scoși cei care au ocupat ilegal 10 ani acea parcelă. Marți am intrat cu buldozerul în construcțiile ilegale și de atunci facem curățenie. Estimarea colegilor e că sunt vreo 500 de tone de gunoi aici, transmite primarul Dominic Fritz.